Astăzi vom face cunoștință cu o voluntară activă a Centrului Dacia, și anume absolventa Colegiului Pedagogic Mihai Eminescu din Soroca, Mihaela Zăin. Salutare, Mihaela, îți mulțumesc pentru prezența ta de astăzi. Salutare! Aș vrea să-mi confirm dacă e adevărat că tu până acum ai frecventat 3 școli, școala primară din satul tău de Baștina, Baxani, apoi gimnaziul la Șocani și acum absolvești Colegiul Mihai Eminescu. Este adevărat? Da, este adevărat. Spune-mi, te rog, care au fost momentele cele mai memorabile din anii de școală și de care profesorii te leagă cele mai frumoase amintiri? Momente memorabile au fost destule, foarte mult, pot să zic. Însă, întotdeauna când termin o școală și încep alta, rămâne în memorie permanent contrastul de prima și ultima zi la fiecare școală. Pentru că este contrastul de emoții, de fericire când încep o școală nouă și totodată este fericire când termin, dar și apare și tristețea pentru că urmează să fie doar foarte tare de colegi, de profesori. Cât privește amintirile memorabile legate de profesori, toți au avut aportul său în parte. Însă în memoria mea întotdeauna au rămas cele trei diriginte ale mele. Diriginta claselor primare, prima profesoară Elena Capușa, diriginta claselor gimnaziale Elena Istate și diriginta de la colegi Diana Tanas. Cunoaștem că ai fost foarte activă în anii de colegiu, ai fost ca voluntară în cadrul Centrului Dacia și de asemenea te-ai implicat și în diverse proiecte. Până la urmă, poți să ne spui ce ai avut de câștigat din aceste experiențe? Sunt în genere o persoană care nu iubește să stea mult locul, adică îmi place foarte mult să mă implic în diferite activități, cât mai diverse, care să-mi oferă experiențe noi și, în primul rând, toate proiectele și activitățile acestea la care am participat îmi oferă mie plăcere sufletească și, pe lângă plăcere sufletească, aceste activități au și plus ca dezvoltare pentru mine și activitățile acestea, spre exemplu, de voluntariat, ele tot au și plus pentru comunitate, depinde și genul de activitate noi realizăm și, în genere, schimbarea în societate cu voluntariatul se începe de la noi. De aceea, experiențele acestea pentru fiecare de voluntariat și de proiecte vor fi utile pe viitor și acum, la moment, tot. Am aflat recent că vrei să-ți continui studiile în Moldova, deși anterior spuneai că vrei să ți le faci în Europa. Ce te-a determinat să schimbi viziunea? Viziunea aceasta nu s-a schimbat în totalitate, ci doar a fost pusă pe planul 2 temporar, pentru că în Moldova am ceva idei și niște planuri pe care aș vrea să le realizez așa în țară. Posibil, mai sunt niște eforturi care trebuie să le fac ca să pot să aplic și peste hotare la învățat, dar să ai o specialitate în plus, asta oricând se poate face și în țară și peste hotare. Și totodată mai este și dorința de a mai sta și în țară, alături de familie, de prieteni și așa, la un moment dat, să părăsești tot, la fel este greu. De ce ai ales Facultatea de Relații Internaționale, având în vedere că ai o pasiune pentru pictură, pentru fotografie și jurnalism? Dar, de asemenea, în ce măsură crezi că aceste pasiuni se pot integra în viitoarea ta carieră? Să aleg un domeniu concret pentru a învăța mai departe specialitate a fost greu, cinstit, pentru că aveam vreo 5-6 variante și pe pasiunea ale mele care mi-e toate îmi plac și când urmează să mă înscriu să învăț la universitate, nu mă voi concentra doar pe un domeniu, ci concomitent le voi dezvolta toate pasiunile. Fiecare din pasiunile mele se integrează foarte bine în activitatea mea, pentru că o abilitate o capesc de la o pasiune, de la un hobby, o altă abilitate la un alt hobby. Și ele îți sunt utile, dimpotrivă, abilitățile diferite de la diferite hobby-uri îți produc abilități pentru noi hobby-uri. Și în concluzie vreau să zic că la nicio pasiune nu voi renunța și le voi dezvolta pe toate concomitent. Și acum aș dori să te întreb, cum vezi viitorul tău peste 10 ani? Știți, la această întrebare este puțin cam complicată de răspuns, pentru că e așa un timp îndelungat spre 10, greu, dar îmi doresc ca viitorul meu să fie peste 10 ani, unul frumos,
sunt ca situația care acum este cu familia, cu prietenii, dezvoltarea mea în carieră să fie la fel de bună sau mai bună și în niciun caz mai rea. Eu cel puțin as mai sigur ca să fie totul bine și să mă dezvolt în continuare. Îți mulțumesc mult pentru timpul acordat și îți doresc mult succes în continuare. Vă mulțumesc!